Primăria Timișoarei, condusă de primarul Dominic Friț, a primit o amendă de 60.000 de lei de la Garda de Mediu Timiș. Motivul? Numeroasele sesizări privind mizeria din oraș, cum ar fi deșeurile abandonate peste tot și măturatul stradal. Cu toate datele vine chiar acum Luci Mușuroi, comisar șef Garda de Mediu Timiș. Bună ziua! Bună ziua! Dați-ne, vă rog frumos, mai multe detalii. Păi, urmarea apariției în presa scrisă și televizată a numeroaselor sesizări din partea cetățenilor cu privire la starea de salubrizare defectuoasă în municipiul Timișoara, comisarii Gărzii de Mediu, Comisariatul Județean Timiș, au efectuat operativ un control pe raza teritorială administrativă a municipiului Timișoara în vederea verificării stării de salubrizare a localității. Cu această ocazie s-a constatat că aspectele reclamate de cetățeni se confirmă, la modul că starea de salubrizare municipiul Timișoara lasă de dorit. Pe domeniul public au fost identificate numeroase abandonări de deșeuri, măturatul stradal pe lângă borduri lipsește cu desăvârșire, frunzele nu au fost colectate din toamnă și nu au fost predate către operatori autorizați. Urmare a acestor neconformități, am aplicat sancțiune contravențională în valoare de 60.000 de lei, conform articolului 96 alineatul 2.3 din Ordonanța de Urgență 195 din 2005 cu completările și modificările ulterioare, și am dispus măsuri urgente pentru salubrizarea stradală, colectarea deșeurilor abandonate pe domeniul public și predarea acestora la operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului. Există o reacție din partea primăriei? De asemenea, am pus o măsură municipiului Timișoara să prezinte la Garda de Mediu Comisariatul Județean Timiș un grafic de salubrizare pe străzi. Și ați primit vreun răspuns de la primărie? Nu, am citit, numai am citit în presă declarația domnului City Manager, prin care spune că va achita amenda, dar în același timp ne atrage atenția că și noi am putea să facem controle în comun cu poliția locală și să luăm măsuri. Numai că pe această cale aș vrea să atrag atenția că noi ne confruntăm cu o criză acută de personal. La această dată eu funcționez la Comisariatul Județean Timiș cu 3 echipe de comisari, da, în tot județul.